În prima zi a târgului de carte Gaudeamu, scriitorul Casian Maria Spiridon și-a prezentat ultima carte publicată la editura Carta Românească Educațională în fața publicului. Volumul este compus din 5 capitole care trimit spre meditație și introspecție. Poetul a declarat că titlul reprezintă un joc de cuvinte care face referire la asemănarea pietrelor cu zilele din viața unui om. General, evit să fac lansări la cărțile mele, dar... S-a întâmplat că, iată, acum la Târgul de Cărți, la Gaudeamu, a fost o lansare chiar emoționantă. Vreau să mulțumesc editorului, să mulțumesc prietenului meu, domnul Basenibului, dar nu mai puțin, chiar mai mult, să mulțumesc celor trei prieteni ai mei, Ovidiu Pecican, Gelu Dorian și Horia Gârbea, pentru că au vorbit extraordinar și mi-au umplut sufletul de prietenie și în același timp mi-au confirmat faptul că s-ar părea că ce scriu eu e chiar poezie. Da. Joi, 8 decembrie, în spațiul de evenimente Mircea Sântimbreanu, din cadrul Târgului de Carte Gaudeamu, va avea loc prezentarea cărților Al patrulea Hagelâc, Dacia hiperboreană, Creangă și Creanga de aur, Mitul sfâșiat, Interpretarea ezoterică, Incantația sângelui, Jurnal alchimic, Monarhul ascuns, de Vasile Lovinescu. La standul editurii Cartea Românească Educațional, joi, 8 decembrie, vor avea loc prezentările ultimelor apariții editoriale ale lui Gică Manole și Costachi Ese. Ediția cu numărul 29 a Târgului de Carte Gaudeamu, Radio România, va avea loc în perioada 7-11 decembrie, în pavilionul B2 al complexului expozițional Romexpo.